Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române, Hristos a înviat, suntem din nou împreună la un apus de soare, la trecerea peste o zi grea, ziua Europei, în aceeași vreme, altă dată, ziua Victoriei, pe care unii încearcă să o prăznuiască ucigând, aducându-ne aminte, de fapt, de ce trebuie să ținem departe războiul de noi. Deci avem nevoie ca războiul să stea departe de copiii noștri și de copiii copiilor noștri, în speranța că undeva, cândva, firea umană își va găsi echilibrul și va încerca să trăiască cu tot ceea ce a dăruit Dumnezeu din plin. Pace, solidaritate și umanism. Cuvântul de astăzi îl are în plin imagine pe Sfântul Proroc Isaia, pe care l-am prăznuit astăzi, dar mai are o sărbătoare, aducerea la baria moaștelor Sfântului Nicolae, o poveste de demult, o să spuneți mulți, dar una extrem de importantă și de frumoasă, nu doar pentru cei din Bari, ci pentru toți cei care cred în Sfântul Nicolae. Adus la bari, moaștele lui au întrecut în admirație și bucurie pe tot ceea ce se trăise până atunci, în aceea că gândul cel bun al locuitorilor de acolo au făcut pe Sfântul Nicolae să-și capete locul central în viețile lor. A schimbat vieți și a dăruit binecuvântări. Dar el în continuare rămâne Sfântul nostru din Mirea Lichiei, care din când în când, cu aducerea minte, a trecut cu maștele marea să se așeze în mijlocul Europei. Cuvântul de astăzi este din Evanghelia de la Ioan, capitolul 4, versetele 50 și 53. Iisus i-a zis, mergi, copilul tău trăiește. Așadar, tatăl a cunoscut că în ceasul acela a fost în care Iisus a zis, fiul tău trăiește, și a crezut el și toată casa lui. Semn că în sine credința nu este doar efortul nostru de a cuprinde în minte, ci și dăruirea lui Dumnezeu pentru noi. E un dar al lui Dumnezeu să crezi. Unii nu cred, chiar dacă ar veni Dumnezeu să fie prezent în emisiunile televiziunii în direct. Nu cred și gata. Asta nu înseamnă că sunt rău intenționat, ci pur și simplu, cum ar spune italienii, una mancanța de vocațiune, e o lipsă de vocație. Părintele Arsenie întărește în cuvinte vii cuvântul acesta. Iisus nu a pus accentul pe minuni, ci pe cunoașterea lui Dumnezeu și pe curăția inimii, iar la aceasta se ajunge de cele mai multe ori plângând. Să le spunem celor care așteaptă să vadă minunile și să-L vadă pe Dumnezeu în direct, că uneori e nevoie și de inima noastră să participe la lucrul acesta și nu o inimă învârtoșată, o inimă care crede că îi se cuvine totul, ci o inimă plângând, o inimă pocăită. O inimă a cărei părere de rău poate să nască cunoașterea autentică și bucuria aceasta de a fi ca oameni. E taina pe care ne-a dăruit-o Hristos. E taina pe care și în primul verset și în al doilea verset, sau în a doua citare, găsim cu cale să întărim. Anume aceea că atunci când Iisus zice, mergi, copilul tău trăiește, nu e doar darul lui, ci e și inima ta pocăindu-se și așteptând minunea. Mâine este o nouă zi.